Dacă le aveți cu mecanica, dacă vă pricepeți la mecanică, aveți câteva cunoștințe, vă place să vă băgați nasul singur pe la motorul propriei mașini sau aveți alte utilaje pe care ați învățat să le întrețineți singuri, uite o cheie cu clichet care funcționează pe gama de acumulatori 12V CXT de la Makita, electrică bineînțeles, ăsta este modelul WR100D. Haideți să vedem cum arată și cam ce am putea să facem cu astfel de cheie electrică cu clichet de la Makita. De aproape așa arată această cheie cu clichet, încă o dată WR100D, care funcționează cu acumulatorii pe 12V din gama CXT. Haideți să vi și arăt, sau măcar o parte din cei pe care îi puteți folosi. În gama CXT găsiți de 1,5 Ah, de 2 Ah, care este acesta, și de 4 Ah. Sigur că fiecare din aceștia sunt compatibili cu absolut toate uneltele din gamă. Slotul este aici în spate, iar acumulatorii intră foarte, foarte ușor. Dacă îl punem pe ăsta de 2, avem parte de o ergonomie mai bună, de un confort destul de bun, dar sigur că se poate folosi și ăsta de 4, poate aveți nevoie de o durată mai mare de lucru, dacă nu vă incomodează, dacă nu vă încurcă, puteți să-l folosiți pe ăsta de 4. Dincolo de asta, în pachet eu știu sigur că vine cu două capete de acest fel. M-am uitat pe site-ul celor de la Tool Store la pachetul de livrare și asta vă recomand și vouă să faceți, pentru că mie această cheie mi-a venit doar așa cum o vedeți, împreună cu acest capăt, bineînțeles, dar nu știu dacă mai are și alte componente care vin în pachetul de livrare, de-aia o să vedeți la sfârșit în acel card pe care o să-l pun la finalul clipului linkul unde să intrați să vedeți care este pachetul de livrare. Ăsta este capătul de 1x4, ea vine și cu un capăt de 3x8 pe care eu nu l-am, această mașină mi-a venit exact în acest fel, doar cu capătul de 1x4 montat. Am tot căutat eu niște accesorii să văd dacă găsesc niște adaptoare. Am aici unul, dar este de 3x8, fix cel care îmi lipsea mie, dar oricum și aici este tot de 1x4, deci nu mă ajută cu nimic. Cea mai mare cheie ca diametru pe care o pot pune pe acest adaptor este de 9 mm. Deci va trebui să caut cumva să mă descurc cu ăsta de 1x4, care se introduce aici în acest loc, uite, în felul ăsta așa, și se apasă, bineînțeles, cu putere ca să se fixeze, dar puteți folosi acest slot așa fără niciun adaptor inclus pentru piulițe de 13 mm. Se poate folosi chiar și în felul ăsta. Iar capetele se introduc în felul ăsta, se împinge la maxim până intră, până face clanț, și dacă vrem să-l dăm afară, se poate da, de exemplu, cu o șurubelniță, în felul ăsta împingem pe aici prin partea din spate, observați care gaură, ori îl bateți așa cu putere de suprafața pe care o aveți, ori eu o să încerc să-l împing cumva în așa fel încât să nu deterioreze masa de lucru. Tot așa, că nu am avut încotro până la urmă, deci cam așa iese capătul de 1x4. Aici avem o clemă de unde putem să schimbăm sensul clichetului, stânga sau dreapta, deci să desfacă sau să strângă, foarte simplu de acționat din felul ăsta. Aici în partea superioară o să vedeți un buton, este pentru blocarea uneltei. Hai să luăm un acumulator să-l băgăm. Deci dacă nu deblochez acel buton, nu am cum să funcționeze cheia, este un fel de buton de siguranță. Acum este pornit. Dacă îl dau în poziția sus, pe lacăt, nu mai pot să folosesc cheia. Observați că nici nu pot să acționez acest întrerupător. Îl deblochez și bineînțeles că după aia mă pot folosi de cheie. O să bag și asta aici pentru că era să-l pierd de câteva ori. O să-l introduc. Desfacere. Schimbăm de aici sensul, mutăm pe strângere acum. Deci este o cheie care se poate dovedi foarte, foarte practică în tot felul de spații înguste. Acum, eu înainte să mă apuc de filmare mă întrebam, oare nu cumva merge și la înșurubat? Bineînțeles, dacă îi pun un adaptor aici cu intrarea de 1x4 și se găsesc la hex 1x4, poate în vreo situație așa mai specială să mă folosesc de ea și pentru a înșuruba undeva unde nu am loc în anumite contexte de genul ăsta. Și vedeți că are și o lumină de lucru foarte practică, pentru că atunci când ne băgăm cu ea pe la motor să desfacem piese sau ceva, este o lumină bine venită acolo. Variator de rotații care este inclus în acest întrerupător, putem să plecăm de la 0 până la 800 de rotații pe minut, aceasta fiind și viteza maximă pe care o are această cheie. Vom arăta lumina LED, dar un cuplu de 47,5 Nm, ăsta este cuplul maxim pe care îl dezvoltă această jucărie, această cheie cu clichet, și greutatea totală cu acumulatorul de 4 Ah, adică ăsta de aici, este de 1220 de grame. Am cântărit-o cu cel de 4, în ideea în care poate mulți dintre voi vreți să o folosiți cu acumulatorul de 4. Deci cam așa arată cheia, este destul de practică, sau cel puțin pare destul de practică, ușor de folosit, ați văzut stânga-dreapta, se pot monta două tipuri de prize de genul ăsta, cele care vin în pachet 1x4, 3x8, și în felul ăsta puteți să montați o grămadă de chei acolo și să desface sau să umblați pe la mecanică să vă faceți treaba. Este o cheie comodă, practică și cred că n-ar strica
strica să o aveți, mai ales dacă aveți nevoie de așa ceva, n-ar strica să o aveți în colecția voastră de scule pe 12V ce este de la Makita. Mai multe informații despre acest produs aflați dacă accesați butonul pe care l-am pus aici în stânga jos, sper că vă apare și vouă. Intrați în pagina acestui produs, vedeți care este prețul lui în această perioadă și alte informații care vă interesează, cum ar fi de pildă conținutul pachetului de livrare și alte specificații tehnice. Eu sunt Daniel și până la următoarea prezentare vă doresc ca de obicei numai bine și mult chef de treabă!